dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Pavel Coșa. Astăzi vom merge, am o comandă pe ale pe doctor Șafran, pe acolo trebuie să o duc, pe doctor Șafran, pe calea doctor Șafran. Nu știu pe noi pe calea aia doctor Șafran, dar acum, bă, nu mi-e îndemână cu oglinda asta așa. Nu-mi îndemână, nu țină metoda aia. Trebuie să-i găsesc o altă modalitate de a o prinde bine. Că prin șurub nu prea ține. Trebuie să-i fac o chestie. Trebuie să-i fac o altă chestie. De prindere. A, văd eu cum îi găsesc cu alte chestii de prindere. Să văd, să-i pun mult silicon din ăla și să-l prind, că alte variante n-am. Să fac o variantă n-aia de silicon ca să stii, ca să intri greu, știi? Și dacă intră greu, el știi cum e, dacă intră greu, el stă țapăn. El stă țapăn. Mai mă aleacă cât am pus mâna pe el să reglez oglinda, pa, m-a căzut ăsta, la prima zgântnitură. Acum trebuie să mergem, să ducem comanda pe Șafran. A, nu-mi dă mâine voi oglindă, că m-am învățat, mă uitam în oglindă ca să intru bine prin intersecții, da? Șafran. Oh. Mă rog că bicicleta e mic, că altfel... Bă, nu-mi place, bă, că ideea asta. Clientul putea să dea comandă de ce avea aici, cât la TikTok putea să dea comandă. Dar nu știu de ce clienții ăștia nu știu să dai comandă, frate. Nu știu să dai comandă. Nu știu să dai comandă clienții ăștia. Sau din cum ciudat. Sper să nu se fie rupt iar vreo spiță ceva. Sau de ceva ciudat. Nu, că mă duc să le strâng pe amândouă. Cred că atinge ceva. A, zic mă duc eu la axel, la smel centre de la croata. Băiatul de la 4. E băiat bun. Băi, băiat bun ăla. Ce să-l fac și pe față și pe spate. Mă duc după comanda și pe asta. Și după aia mergem un pic la piața acolo să vedem ce poate ne fac băiatul. Strada Constantin Mușat, pe care sunt eu acum, sunt pe Mușat. Mușatelor. Da. Bă, da, am de mers, bă, frate, ăștia când îmi dau comenzi, dau, bă, nu se uită. Faci kilometri, a, când ieri cu mașina, mă, arunci repede la comand, oleși repede, dar când arunci printr-un trafic de la infernal, să mă bată mama, să mă bată mama de numai. Stai, Mântuna, am făcut un vlog pe YouTube cum e cu livrările, cu Glovo, cu aia. N-ai timp să stai la Glovo, n-ai timp. Efectiv, n-ai timp să stai, dar singura variantă care e și nu știu dacă e bună sau nu e bună, vom trăi și vom vedea.
Bă, dar nu știu de ce mi-a arătat dreapta, 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 mi-a arătat dreapta. Unde trebuie să o duc eu? Că trebuia să o fi luat pe acolo, că era mai drum, mai scurt drumul. Da, las-o așa, că mă duc la cimitir. Mă duc la cimitirulescu. Da, bă, că nu-mi dă mâna acum, mă uitam în oglindă. Bă, știi din asolii fără oglindă, te-ai învățat cu ea? Și nu știi cum s-o prinzi, frate, te-ai învățat cu oglinda, a? M-am învățat cu oglinda și acum mi se pare ciudat că nu o am. Uite, mă uitam prin oglindă. Mai văd dacă mai vine pe o mașină. Dacă mai văd vreo tipă frumoasă. A, nu mai, bă, o văd în față, să-mi dat mult în oglindă. Mă uit că... Pa, pa! N-am aflat una din aia. Văd cum prind aici, ca o să-i găsesc că prostia aia, să o bag înapoi aici, chestia asta, și să caut o oglindă din aia care se prinde aici, să nu mai stau tot timpul. Să-i bag chestia asta, să o bag acolo, să acopăr acolo, și să prind o oglindă aici, și iau una din aia care se prinde aici. No. Că asta, bă! Aia o prind aici, bine, bine, are sufa, are aia, cred că e mai lungă. Da, stai, frate. Am luat-o pe aici, mai scurtăm o leacă drumul. Nu că mai scurtăm drumul, dar nu mai stăm printre mașini. Că e nervant, bă, frate. Stai printre mașini. A, uite, avem și cățeți, sper că să nu fugă după mine. Au, ce frumos e afară. V-am zis eu, bă, v-am zis eu. Că mă latră. Căni, v-am zis eu, am avut dreptate. Da. Bă. Nu e nimic, frate, în chestia asta. Ah, de capul meu. Pe dreapta, dacă vă uitați, e, nu văd ce e. E penitenciarul Bacău. Astea sunt mașinile lor, care transportă deținuții. Și acum mergem și ducem comanda clientului. Tocmai la orizont, îl vă dați seama, de pe calea Mărășești 177, deci, om, bă, nu că m-o nenorocit, da? Dar clientul nu-i atent, clienții nu sunt atenți, când poate să dei ori de pe centru, că era mai aproape. Să dei de pe centru, că era mai aproape de el, la TikTok, mult mai... Și acolo era o leacă mai aproape, da? El a vrut de la Orizont, ce-o crezut, că la Orizont e mai ieftin? Nu, dar de când mi-ai dat comandă de la Narcisa, frate? Și tu aduc de la Narcisa, ce? Mi-era Narcisa, te mi-era Orizont. Măi, bă, că nu gândesc că clienții nu se uită exact ce distanță ar fi. Nu-l interesează pe el. Mi-a aduce mâncare, mi-a aduce, nu știu, nu contează pentru el, da? Așa ca fapt divers. Ca fapt divers, frate. Fii atent, nenică, când m-ai dat comandă, fii atent. De unde-i dat? Cum aseară am avut o comandă, ieri. Da, ieri am avut o comandă. Luat de la McDonald's DT, adică de la Tic Tac. Am avut două comenzi, una a fost pe Milco. Toate bune și frumoase. Dar după aia când am văzut că am bat la Xandri 2, am zis, ce aproape, o duc înapoi. O duc imediat pe asta, mă scutez de ea imediat. Dar când am văzut cât kilometri am de mers, am
am fost mai lângă cap. Am zis, unde e asta, frate? Și unde crezi că era comanda aia? Maleta veche! Maleta veche era comanda, frate. Maleta veche, mi-am pus mâinile în cap. Am zis, Pavelic, pedalează 6 km. Nu era așa, 4,3. Pedalează până în letea vechi. Asta era. Asta era, cât să văd. Aici am văzut GPS-ul, să văd, sper să fie asta. Sper să fie asta adresa. Sper să fie asta. Hai să... Ia să ne pe client, să vedem. Alo? Alo, bună ziua, de la Glovo sunt. Da, sunteți la centru de afaceri? Da, da. O să cobor imediat, așteptați un pic, cobor și eu imediat, a doua clădire, da? Da, e asta cu unde a fost CCC-ul? O secundă, că îmi sună telefonul la serviciu. Da. Da, aia, da. Da, hai, vă aștept. Alo, bună ziua. Da, hai că așteptăm, vine clienta și după aia mai dăm drumul la cameră, că nu mai filmez așa pe filmări, că n-am chef să mă văd cu client și după aia zic că nu știu ce se întâmplă. Hai, revenim! Da, oameni buni, am de luat o comandă de la o benzinărie, o comandă de la o benzinărie, la un OMV, dar mă duc acum că nu știu la care OMV. Scrie OMV, cred că o fi ăla de pe... Că este un OMV, benzina Bradley? Cred că o fi ăla de supost, bă, gata, știu, OMV-ul ăla de acolo și nu știu unde trebuie să-l duc eu mai exact.
Că văd că mi-a apărut iar moda vechi de la aplicații, care știam eu. Ăștia iar umblă la aplicații. Ăștia umblă în aplicații din... din zânză, bă, frate. Bă, nu te asigur, alea, că să n-ai, n-ai văzut așa ceva. Nu te asigur, alea, că... Da, ai să mergi înainte. Trebuie să mă asigur eu. Bă, frate, bă! Nu mai geaca niște. Nu mai geaca niște, dai, frate. Cât arunc la melinăria aia, dar mă duc pune un GPS, văd și eu dacă mă scoate unde cred eu. Da, nu știu ce am dat acolo, nu mai știu ce scrie acolo, scrie ceva, dar nu știu ce. Cred că numai dacă iau de la benzinărie sau iau de la supermarketuri, poate, poate în cauza asta mi-arată, mi-arată chestia asta. Hai să vedem ce avem de luat de la benzinărie. Oricum, țigări, balapariu, țigări trebuie să iau, altceva ce pot să iau de la benzinărie. Anaspii, sandwich-uri, suc, de la benzinărie când... Acum ai de unde lua, ai de unde. Ai avea acum de unde să iei. Nu zici că n-ai avea de unde. Hai bă, hai bă. Bă, păcat că nu pot mai să mă... Hai mă, închide mai repede ușa. Nu mai vreau să mă uit în spate, vreau să mă uit în oglindă, vreau să fac oglindă, să-mi iar. Și pot să o folosesc, mâncat așa, beteșugul. Bă, de capul meu, de zilele mele, sper să nu deschid vreo nouă ușă. În numele Sfântului Trăim. Ce să mai sperii unii oameni, bă, să-mi dau palme. Vă speriați de la orice, mă. Orice vă speriați. Da, sigur, trebuie să mă opresc la benzinării să văd și eu ce am de luat. Nu mai știu cum se folosește aplicația veche. Că nu știu unde trebuie să o duc, sper că nu trebuie să o duc departe. Zic că trebuie să o duc prin CFR sau prin Sachi sau prin Machi. Dacă vreau aia, spune așa, vedea de la Mec, de la Petrom. Dacă vreau să arunc în Sachi. Nu știu unde trebuie să o duc, nu mai știu, m-am uitat atent la adresă. Chiar ai făcut bani, încurca borcanele, dar nu-i mașalie. Acesta cred că e de fapt. Nu știu ce încerci, mă, tare să faci. Că n-ai voie să parchezi acolo, dar
nu știu ce aia să facă, dar în fine. Nu știu ce vrea la facă, dar în fine. Da, oameni buni. Pentru un pachet de țigări, un filtru din alea de țigări, din alea trebuie să le duc la mama boalei, la o clinică, ceva. Dar ciudat. Ce-i clientul ăsta? Nu contează cât e ciudat, dar cât e ciudată comanda asta, că e mică, parcă nu putea să fac el o chestie, să vină el. Da? A venit la 29 secunde. M-am scurtat o leacă drumul, bă, frate, că... Bine să fii biciclist, știi de ce? Știi de ce zic că e mai bine pe aici? Nu, e bine să fii mai... Deci, biciclă, dar mai scurtez drumul. Scurtez drumurile, poți să o ieși prin parc. Așa, carburantul, n-ai unde să-l pui. Și mai mai bine așa. Da? Cam asta e treaba, oameni buni. Hai. De mână și de mâine. Mergem, vedem, am rezolvat toată treaba, să vedem acum clientul ce plătește cu două bastoane. Să văd și eu dacă am să dau rest la două bastoane. Să văd dacă am. Vă și cât bani am în balanță. Dar mai întâi să ducem comanda clientului, după aia verificăm. Că... E nebuneală. Nebuneală totală. Da, mult ca sigur. Asta e mașina de ganui. Bă, nu știu, s-au învățat ăștia de la salubrizare cu mirosul ăsta ciudat. Dar și câștigă bani frumos. Și câștigă. Bani frumos ăștia. O, Doamne, zice că am nebunit eu. Zice că mă pătea de mână. Zicea că sunt nebun eu. Păi, dar lumea asta mai uită ciudat, bă, vede că vorbești. Zici că vorbesc singur. Nu, doamne, nu vorbesc singur. Am un canal de YouTube, da, și încerc să stau să le explic la toată lumea ce fac eu. Ce am eu, îmi se pare suspect că vorbesc singur. Și când am câte o cască la urechi, Bluetooth, uite urât, uite ciudat, mă, lumea asta. Na, știu ce cu lumea asta, bă. Mergem la doctor Ivan, vedem și noi. Douăzeci și opt, treizeci și doi. Zic că ăsta-i. Ăsta-i trei. Ăsta-i să vă fiu noi. Așa scrie aici.
hai că revenim. Da, oameni buni, am mai preluat încă o comandă de la Spartan și mergem pe ce mi-ai comandat. Vedeți și mergem și mergem în... timpul, dacă nu mai prind eu niște comenzi, ceva, ori. Dacă scot, ori scot, dacă nu o facem decât pe asta care o mai avem în curs, oricum asta e singura care mai e. Și dacă mai scot ăștia ori că au nevoie de curier, e bun. Dacă nu... dacă nu, o facem pe care o avem, de la 8 la 10. Mamă. Ce faci? La treabă. Merge? Merge, dacă n-ar merge, n-ar ta. Unde ai? Unde duci? Horia. Unde duci? La Horia mă duc. La Horia Brenciu mă duc. Martin Horia? La Horia Brenciu mă duc. Să-i duc comandă. Până la ce oră lucrezi? A, trebuie să mă comandă. Ha? Am avut o comandă cam nasoală. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu nasoală, că... aia de unde am luat comanda, trebuia să-mi iei un cartuș, mi-a dat un pachet. Da? M-a trimis înapoi, clienta a vrut toată comanda. Ce-i vina asta, nu-i vina? Mi-a dat tip 10 lei, clienta, așa că m-am mulțumit. Stai aici, băi, geacănilule. E că din cauza căldurii au început să facă bâlbâci bicicleta. Văd că se oprește așa, când o opresc brusc și vrea să plec, se blochează roata. Se blochează motorul.
Alo, Păte Verde. Păte Verde, cât îți par, Păte Verde, cât îți par, Păte Verde. Hai că facem așa, ca la român. Luăm pe aici și facem dreapta. Nebun, nebun, nebun pe velică. Asta e, fraților, trebuie să ne asigurăm. Bă, nu știu, s-aude ceva ciudat. La motor. Da? Asta e. După ce las comanda, mă duc să-mi centrez la croata pe spate, pe față, că cam am dat semne de stricăciuni și nu am chef, n-am bani acum să repar bicicleta. Ce mai trebuie reparat, mai trebuie băgat o leagă bănuț în ea, curățat, alea, dar eu iau uit mai rău pe la servisuri să mai repar bicicleta. Uit! Mă iau cu treaba, mă iau cu aia, vreau să-l rupi cu ori, vreau să-l rupi cu ori, așa... Și după aia mă uit în sus, uei, de ce nu mai mergi bicicleta? Păi cum e? Să meargă dacă tu nu mai duci în service, nu mai duci să o mai vad un... Dacă nu te duci să o mai vad cineva. Eu o să mai verific. Care are. Horia 22, dar nu scrie. Ce scară? Nu scrie scara. Nu scrie ce decât Horia 22 atâta. Nu scrie scara. Trebuie să cauți bani de 84. E chiar cozi? E că 84 fi picolo, cred. Cred că.
Nu știu. Ia să vedem. E acolo sau? E din colț. Să încercăm. Eu să caut așa? Că altfel n-am niciun dat seama. Numai după interfon. Ia să vedem dacă ăsta are. Ăsta-i, 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 mi-e tot bine.